Bun găsit, dragi prieteni! Mergem mai departe cu emisiunea noastră de la această oră. Un dialog în direct despre implicare, despre dialog, despre transparență în comunicarea cu instituțiile publice. O spunem de fiecare dată, fără implicarea cetățenilor, nu vom aștepta niciodată bunăvoință din partea instituțiilor să ne pună la dispoziție tot felul de informații. Invitatul nostru de astăzi, domnul Viorel Ene, este întreprinzător din comuna Alexandru cel Bun. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, Viorel. Și Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Dumneavoastră sunteți un om care stați aproape de primărie, de instituții, le urmăriți, vedeți ce se întâmplă, vedeți ce achiziții se fac, vedeți ce, mergeți la ședințele de consiliu local, vedeți cum se comportă cetățenii. De ce faceți lucrurile astea? De ce nu vă ocupați, că aveți destulă bătaie de cap, vă dă statul român? Să știți că am destulă bătaie de cap, dar merg la ședințe că, ca să fac un spirit de glumă, am început să mă distrez. Da. Cum așa? Deci cel puțin la ultima ședință la care am participat a fost, din păcate, o demonstrație de aroganță și de dispreț față de noi, cei care am participat acolo, în speță eu și Laura David. Două persoane. Două persoane. Cam atâta e grupul dumneavoastră de inițiativă civică? Ei, sunt vreo patru, de vreo fapt. Vreo patru. Dublu, ca să zic. Aha. Așa. Dar unul e mai departe, unul e... Da, sunt și în, care și în străinătate. Nu vor să apară chiar foarte des. Din păcate, cu cât această aroganță crește în intensitate, cu atât și eu devin mai insistent în relația cu ei. Relații în ghilimele. Din păcate, percepția cetățenilor este una negativă. Și pe mine asta mă deranjează. Adică cetățenii vă percepe dumneavoastră ca un fel de anarhiști sau un fel de oameni care... Vă băgați, exact. Deci primăria merge, lucrurile merg, în comună crește iarba, a venit primăvara. Ca și să vă dau un exemplu, am publicat lucrările făcute pe SECU, lucrări de o valoare destul de mărișoară, 3 miliarde și ceva fără TVA. Nu am primit nici măcar o singură observație de la cetățenii de acolo, deși am nominalizat exact toate lucrările, din fața curții fiecăruia. Deci toți sunt mulțumiți în urma calamităților. Așa. Are... Mi s-au părut destul de exagerat ca preț și ca... Dar nu pot să mă exprim eu. Dacă cetățenii sunt mulțumiți... Adică ce s-a făcut acolo? Betonări? Niște decolmatări, și niște podeți. Puse niște tuburi. Beton, toată lumea e mulțumită. Tub, beton peste? Da, și atât. Păi ia ca e mulțumită lumea, că dacă îi faci un podeț unui om, îi faci un mare beneficiu. Oare ajunge să ne mulțumim cu puțin? Eu nu cred asta. Și mai ales la ultima ședință am constatat că o parte din consilieri s-au supărat că i-am făcut decorativi. Dar așa este. Nu e nicio supărare în a spune chestia asta. Fiindcă au venit, au votat un buget care prevede cheltuieli mult mai mari de funcționare prin angajarea 6 persoane în plus în decurs de 4 luni. Și investiții mai mici. Eu, în calitate, dacă aș fi fost consilier, n-aș fi votat asemenea prostie. Deci, dar n-au nicio justificare. Deci, dacă îi întreb să motiveze, au venit, au ridicat mâna și au plecat. De unde știu ei că va crește aparatul primăriei? Păi da, au publicat și personalul pe 31 martie. Trebuie să publice lista cu persoane angajate. Asta vorbeam și înainte de emisiune. Dom'le, într-o țară, într-o lume, într-o planetă, pe o planetă unde oamenii se pregătesc să digitalizeze, să mai reducă din schemele importante, se vorbește de învățământul viitorului care va fi, nu știu, și aici vor fi schimbări masive. Păi exact. Tu angajezi stat, care ești un stat român leșinat. Tu mai angajezi oameni? Exact asta am întrebat și eu. Chiar la o discuție după una din ședințe, am întrebat una din persoanele, din demnitarii primăriei. Și mi-a spus că au fost, fără rușine, au spus că au fost datorii de partid. Banii noștri. Mai sunt oameni care spun. Partidul ne ordonă. Partidul să-l aducem pe cutare pe postul ăla. Dar de ce? Comunele din jur, mă uit în comunele din limitrofe, Piatra Neamțului, nu există așa ceva. Posturile care au fost create la Alexandru cel Bun, la comunele limitrofe, dacă vă uitați, nu există. Păi de ce
pot să funcționeze și fără. Păi uite, cazul... La una din comune mi-a zis, bă, au plecat două persoane la pensie și una a plecat nu știu unde, dar eu nu mai am permis să angajez. Prefer cu banii aia să fac 10 metri de drum. Așa mi-a zis primarul. Ceea ce mi se pare ok, în gândire cel puțin, că se va realiza sau nu, nu știu. Păi asta vă spun, nici noi nu observăm pic de reducerea unor costuri. Dumneavoastră la firmă, reduceți cheltuielile, reduceți de unde puteți ca să vă rămână un ban în buzunar. Ei, oamenii ăștia nu fac niciun efort. Culmea, așa e când nu e banul tău. Da. Este foarte ușor să arunci cu el. Să-l arunci cu el. Nu te interesează, nu te interesează lucrarea dacă e făcută... Deci ca să vă dau un exemplu, am cerut în scris să-mi spună cu ce se ocupă consilierii personali ai primarului și ai viceprimarului. Având în vedere că sunt plătiți din bani publici, mi se pare corect să știm pe ce direcție au fost angajate acele persoane. Da? Deci, Popescu este la iluminat și drumuri, cu tare. Am primit următorul răspuns. Nume, prenume și numărul de fix de la primărie. Atât. Cum interpretați asta? E foarte grav. Deci asta e foarte grav, pentru că, iată, și legislația nu prevede, da, dacă instituția se răspunde, dacă nu se răspunde. Să avem legi proaste. Avem legi care nu prevăd sancțiuni. Da. Și eu ce aș putea să fac? Eu, dacă nu plătesc impozitul, îmi trimite repede hârtie când am plătit. Dar eu o fac. Penalizări. Păi nu-i penalizează nimeni, nu-i interesează. Nu. Apropo de cazul ăsta, ați văzut și dumneavoastră, cred că l-ați urmărit, cu poluarea, mă rog, accidentală sau voită, nu știu, o să vedem. Ați văzut câtă bâlbă, câtă, din partea unora, reavoință, adică să nu merg acolo. Nu știu, eu nu vreau să ajung... Domnul Jugan a spus, domnule, m-a sunat un prieten și așa am aflat și m-am dus acolo. Deci dați-vă seama cum lucrăm, în ce hal suntem de dezbinați instituțiile astea. Eu nu vreau să par aici părerolog, că nu am venit pentru asta. Nu pot să-mi dau cu părere în asemenea probleme. Mie mi se pare un scenariu făcut acolo, dar nu m-aș implica în chestia asta. Sunt instituții care trebuie să o facă, dar nu o fac. Din păcate, părerea mea că prefectul a ieșit prematur să exprime în... De ce n-a ieșit astăzi prefectul vis-a-vis de ferma de păsări a domnului Moroșan? Aia nu e importantă, pentru că sunt în județul Neamț, cred că două ferme de păsări. Una la Dumbrava Roșie și una tot la Dumbrava Roșie, dar spre Izvoare. De ce n-a ieșit și acolo? Aia nu e importantă? Da, deci o firmă unde s-a găsit, o fermă unde s-a găsit... Dar cred că problema prefectului nu era principală asta ieri. Sunt destule probleme în oraș. Sunt, domnul... Chiar și un răspuns către mine, care mi l-a trimis, care nu am cuvinte să spun. Nu știu, ceea ce a spus dumneavoastră mai devreme trebuie foarte bine... Deci dacă partidele îi obligă să le creeze funcții, să îi angajeze pe X, așa este, o spun fără nicio rușine. Așa este. Au venit pe linie politică. Deci n-a reușit după 4 luni de la angajat să aflu cine este doamna Șerpe. Nu mi se spune, trebuie să mă duc să o iau de mână personal. Să întreb, doamnă, nu te spăra, cu ce te ocupi dumneata pentru 7.091 de lei pe care îi plătești comuna? 7.091 de lei brut, într-adevăr. Brut, dar îi cheltuia la primărie. Cu banii ăștia nu făceam, nu știu, 5 metri de plus. Bani pe care dumneavoastră nu știa că îi faceți la privat. Păi eu nu știu dacă îmi permit eu ca să dau 7.091 de lei brut, trebuie să produc cel puțin jumate. Să-i produc. Nu să fac rulaj, să-i produc. Deci lumea trebuie să înțeleagă foarte, foarte bine că oamenii aceștia sunt plătiți foarte, foarte bine, sunt plătiți la nivel occidental. Administrația din România, să știți că are salarii la nivel de Norvegia, la nivel de conducere, deci la nivel de Norvegia, despre ce vorbim? S-a ajuns prea departe și ar fi păcat ca lumea să nu fie interesată de ce se întâmplă în jur. Ca lumea să stea și să... Am văzut și la noi la primărie să vină lumea să spună ce proiecte au, ce aia, ce gândesc, ce... Băi, oameni buni, voi ați venit acolo... Că aveți niște idei, că aveți o direcție, că vreți să dați o direcție localităților noastre. Nu să pui nu pe oameni. Vrea. Să știți că nu se vrea. Și nu e cazul Comunei Alexandru cel Bun, este cazul aproape peste tot. Deci nu sunt luate în considerare propunerile cetățenilor. Ca să fie luată în considerare, trebuie să aibă, după câte știu eu, un minim de 150 sau 1500 de
voturi sau asta ca să mă duc cu hârtie la primărie, uite, domnule, vreau să fac, să refac stația de autobuz, fiindcă ea se dărâmă. Nu. Ca și la ultima ședință, a zis, bă, pentru 500 de lei te ascult prea mult. Așa s-a adresat primarul doamnei Laura Dan. Pentru pare 500 normal, de lei te ascult prea mult, așa pe care are... Pe care îi plătește, dar bine, dânsa plătește mai mult, dar nu e asta problema acum. Ah, impozitul. Impozitul, da. Că te ascult prea mult. Asta e chiar o brăznicie. Nu, așa a spus. Și la mine la fel. Mi-a zis, a, el e venetic, nu știu ce caut aici. Atâta timp cât venetic. În buletinul meu scrie Comuna Alexandru cel Bun, asta e, vin. Și vin de câte ori vreau. Și am mai observat că... Există un consilier care și-a găsit liniștea în consiliul local. Eu știam că asta se practică la mănăstiri. Zic că el nu dorește adresă de mail, fiindcă nu vrea să fie agasat de cetățeni. Eu nu știu că vii la consiliul local să stai liniștit. Eu știu că vii în consiliul local să faci ceva. Da, vedeți, și aici vorbim tot despre același partid. Și tot eu sunt ăla rău, tot eu sunt ăla rău. Da, tot eu sunt ăla, care am venit aici să fac nu știu ce, mi-a reproșat mie că ai venit tu aici să spui, bă, n-am venit să, nici să bat cu băta în baltă, eu am venit să vă spun, uite, asta mi se pare corect sau incorect. Și n-aveți decât să mă contraziceți sau nu, dar nu de acum, fiindcă totuși consilierea aia o indemnizație, chiar dacă fac, chiar dacă nu fac ceva. Da, deci nu te obligă nimeni să fii, dar mulți merg, eu am spus-o și eu spune așa, toți merg și pentru bănuții respectiv. Bă, dacă nu îți pasă de bani, dunează-i mă, frate. Un cetățean dintr-o comună, așa, tu mă tot ruga, dumnezeu, ce să fac cu bani? Eu vreau să-i donez, nu vreau să, așa, am ce-mi trebuie, nu vreau să spună lumea în sat că eu stau la banii ăștia. Bun, și ce vrei să faci? Nu, să donezi, vrea să-i doneze pe la Dăruiește. Băi, lasă-mă, aia au destui bani. Așa, da. Fă ceva în comună. Și a vorbit cu o fabrică de pâine, o zi pe lună, când intră și ia banii, cheamă și ia bani de pâine, aduceți bani la, așa și dați la oameni. Veniți să iau oamenii pâine, anunțăm în comun. Să... Bravo, domnule, uite, asta mi se pare o idee foarte bună. Da, și lipsa asta de comun, se vede clar, noi deranjăm foarte mult. Cele patru persoane care suntem oarecum implicate acolo, deranjăm foarte tare și asta se vede în atitudinea deci, comunii. Nu știu de ce, totul se face pe ascuns. Vedeți, nu vor deloc transparente, la... tot facem transparentizare, digitalizare, dar aici nu se face nimic. Nici măcar un site al primăriei. Există unul făcut prin 2016, am văzut, de primarul Ion Rotaru, dar care abundă în postarea unei persoane care nu aparțin primăriei Alexandru cel Bun. Deci atunci pentru ce l-am făcut? Acolo nu văd, mă uitam acum la Tarcău. La Tarcău una, două se comunică orice, nu știu dacă ați observat. Da. Apare pus acolo. Care e problema? Nu credeți că oamenii ar vedea mai mult decât spun? Nu că l-am afișat la primărie pe tablou, dar cine intră în primăria să uită ce... Dar cine vine din la Gârcia? Da, vine din la Gârcia să uită la panoul din primărie dacă o afișa bugetul. Deci asta plus că astea mi se par site-ul da. Este foarte slab făcut că și nu se vrea. Nu se vrea, pur și da, simplu. Da, e o mare problemă pentru că de când a apărut pandemia asta și au început să mai ceară unii alții difuzarea, transmiterea în direct a ședințelor de consiliu local, pe asta a venit ca un tsunami. Ei nu erau deranjați, noi nu știam la țară ce se întâmplă. Noi păi vă spun noi, noi mergeam la noi la piatră, hai să filmăm, aici se filma din totdeauna. Dar în rural, băi, frate, n-aveau nicio treabă. Și acum am depistat că sunt oameni care n-au nicio legătură cu niciun fel de administrație. Votează, ridică mâna la ce le spune acolo, habar, nu citesc. Deci sunt care nu citesc. A fost și aici cazul când omul consilier fiind nici nu măcar nu era în baza de date cu mail-ul. Și el nici nu primea hotărârile, măcar așa să le răsfoiască cât de cât. Vedeți? Păi și aici s-au trimis 140 de pagini de pe o zi pe alta. Credeți că a stat vreo unul noaptea să citească 140 de pagini? Da, să fim serioși. Asta e... Și vis-a-vis transmiterea live, când se prevede în regulamentul aprobat de Consiliul Local Alexandru cel Bun, ca până într-un an de la data înființării să facă, să achiziționeze tot sistemul de transmitere live a ședințelor. Când am întrebat acum la ultima ședință, a zis că nu, că nu o să mai facem, că așteptăm că vin niște programe.
programe care nu vor veni. Anul ăsta nu va veni un euro. Eu nu știu de ce este atât de încrezător primarul comunii și administrația de acolo. Este clar, anul ăsta trebuie să ne gândim pe ce direcție o să vină bani, nu dacă o să vină bani. Asta este clar, anul ăsta România nu vede niciun euro. Acum să merge pentru stabilirea, citesc și eu, pentru stabilirea direcțiilor pe care îți vor veni banii. În niciun caz nu vor veni banii. Că nu-ți dă întâi bani și după aia te apuci de făcut. Niciodată nu se va face asta. Și asta nu pricepe nici lumea și nici nu transmite administrația așa ceva. Băi, oameni buni, trebuie să facem, nu știu, iluminat verde sau în comună. Pe asta trebuie să majăm, nu? Că de asta tot se miră că de ce s-au redus banii. Păi s-au redus, fiindcă s-au dus cu proiecte care nu sunt eligibile pentru PNRR-ul ăsta. Păi bineînțeles, aia cer niște lucruri pentru și nivelul acum, următor. Să nu fie cu supărare. Am văzut că domnul Rotaru îl vede pe domnul Vlad Marcoci ca fiind salvatorul comunii. Cuvântul meu, dacă nu. Adică vine cu, a venit da, cu niște idei. Da, și la ședințul de... avem pe domnul Marcoci, care a fost adresă, nu știu, da, domnul, bravo lui, a fost, dar... Invitatul să special vedem în seara asta. Da, maestru de ceremonii. Exact, parcă-i Florin Piersic, cuvântul meu, dacă nu. Deci n-am văzut așa Doamne, ceva. Deci, am citit și CV-ul dânsului, în afară de niște funcții ocupate. Îmi pare rău să spun. Vreau să văd ceva palpabil, să vină să-l laudăm, hai de să-l laudăm peste un an, nu acum. Păi da, deci oamenii ăștia sunt exemplele. Am fost cu el și-o deschis ușa și chestia asta cu datul vinovat, băgăm USR-ul. Una, două, domnul primar, USR-ul e divin, sau să adresează doamnei Laura, vorbiți cu USR-ul că e a vostru, să mă ajute să fac, nu știu. Nu are niciun... Vedeți, dumneavoastră... Politica, partidul nu are nicio chestie în legătură. El trebuie să meargă la uși, cum a făcut un alt primar din județ, că am vorbit cu dânsul, a văzut la toate ușile din minister și a întrebat, bă, nene, pentru ce să mă pregătesc? Dar n-a întrebat-o nimeni cum a ajutat, bă, de la ce partid ești. Nu te întreabă nimeni de la ce partid ești. Te întreabă cui primar ești, ce vrei să faci. Eu nu pot să cred asta. Oricât aș fi de neștiutor în politică, eu nu pot să cred că mă duc la un minister și întâi mă întreabă din ce partid sunt. Bă, dacă m-ar întreba asta, eu aș ia afară și îmi dau demisia și mă duc dacă se merge pe chestia asta. Și a venit cu niște răspunsuri? I-au nu, dat... toate răspunsii vom face, vom dregi, nu mai digitalizăm că vin programe. O să vină special pentru Alexandru cel Bun un program să digitalizăm. Nu-l mai face comun. Și am întrebat... Nu, zic de doamna prima sau... Da, a fost și a notat și acum merge, stă două săptămâni la Ciugud să vadă cum lucrează aia. N-are rost să dezvoltăm aici că stăm până de seară. Să facem comparația, da. Nu putem compara Ciugudul cu Alexandru cel Bun pe penal. Cum de omul ăla, fără niciun sprijin politic, a făcut... Să știți că se poate. Și comuna Alexandru cel Bun are niște venituri foarte bune. Are niște venituri foarte bune. Ceea ce s-au obținut excedentar veniturilor care vin normal într-o primărie este o sumă undeva la 1-2%. Deci lauda primarului nu este susținută. Și am demonstrat-o cu cifre și a recunoscut. Uh-huh. Deci că eu aduc și fac și mă descurc și dreg, nu, asta e pur campanie electorală. Dacă ne uităm pe cifre, ne uităm pe finanțele la execuția bugetară, o să vedeți că sumele alocate în plus față de cele din taxe, impozite, cotă defalcată din TVA, impozite pe profit, etc., sunt foarte mici. Și nu se văd în comun. Nu se văd. Sunt comunii care numai din acele, fără să ducă să bată la ușa ministerului, au realizat cu mult peste Alexandru cel Bun. Uh-huh. Și eu sunt convins că se poate aici, dar nu se vrea. Proiecte europene? Unde? În comună? Niciun euro n-a fost adus de 12 ani. Nu s-a făcut niciun proiect european, iar la întrebarea mea la ultima ședință, dacă că am spus, n-am văzut prins în buget niciun leu pentru cursuri de perfecționare, pentru perioada 2021-2027, parcă, pentru fonduri europene. Dar nu că nu trebuie, zic, să înțeleg că tot personalul din primărie este pregătit pentru accesarea de fonduri. Poate lucrează, poate lucrează cu extern, cu oameni din extern. Da, care... nu? Știți cum e la Ciugud? Au o echipă de 8 oameni, parcă, pe fonduri europene, care se autofinanțează. Ați înțeles? Deci se autofinanțează. Da. Cu 8 oameni. Deci primăria îi trăiesc din comisionul exact, care își lea și face european. Pentru comuna aia. Că poate să facă și pentru alte comuni, nicio problemă. Și oamenii sunt angajați da, primăriei, da? Nu, dar se autofinanțează. Dar lucrează pentru primărie. Păi da, dar știți cum e asta? Cum e vorba aia? Dacă începe să se învârtă roata, ei deja au început să le știe, să le cunoască. Da, asta le-am explicat și eu. Bă, nu începeți cu proiecte de 2 milioane de euro, că îți trebuie cu o finanțare, n-ai de unde. Începeți cu unul de 100.000. Îți trebuie
20.000. Să vezi dacă ai făcut pe ăla. Da. Ți-a venit 100.000. O investești iar. Ești eligibil data viitoare. Da, după aia faci, uite, privi, dar nu încep de dată, faci aquapark. Nu vreau să mai discut de asta, că deja mă apucă nervi. Dar n-a fost o idee bună? Ideea a fost bună, dar executat foarte prost și problema e că nu se știe cine a fost de fapt beneficiarul acestei investiții. Din punctul meu de vedere, beneficiarul n-a fost comuna, comuna a pierdut. Iar chestia asta cu las că e bine că s-a făcut că aduce impozite la comună, nu e sustenabil. Uh-huh. Nu mă interesează cum s-au pierdut 1.000.000 de euro și primăria nu mai are nimic. Le-am mai dat niște întrebări acum că am mai găsit niște sume recunoscute ca datorie de către Aquapark, către Consiliul Local și firma în faliment Servcom Albun, să vedem ce răspuns primesc. Că ei tot o dau cotit. Deci n-am înțeles de ce s-ascund. Consiliul Local trebuie să înțeleagă că este încă acționar la acea firmă, indiferent că este în faliment sau nu. Și poate fi tras la răspundere. Dar nu da, se vrea. Deci, mesaje, ia uite aici, oamenii sunt așa. Domnul Iulian Luca, vă mulțumesc. Consiliere personale ai primarului sunt angajați fără concurs. Da, așa este. N-am referit la modul de angajare. Eu m-am întrebat la modul ce urmarea fac. Opțiunii personale a primarului spre deosebire de ceilalți angajați, asta este legislație. Așa este, e o formă, domnul Luca, de a băga niște clienți acolo, să-i băgăm la niște bănuți. Nu puțin, da. Nu, n-a spus nimeni că oamenii respectiv... Da, știți ce se întâmplă? Eu am fost în... Am mai povestit. Am fost prin 2008 la Senatul României, la Comisia de Sănătate. Era domnul Șerban Strătilă, senator, el era șeful Comisiei de Sănătate. Și m-a luat și m-am dus să văd și eu cum funcționează. Dom'le, au adus consilieri acolo tot ce însemnau doctori, șef de clinici, care veneau câte o oră, câte două, câte, primeau o sumă la vremea respectivă, 900 de lei, 9 milioane, 15 milioane, cam așa era venitul lor de așa. Și veneau de fiecare dată și aveau doctori din toate, de inimă, de oase, de cap, de tot, cu care discutau, spun, domnule, dacă în legea asta vine ceva, e pus așa, e bine, e corect, e așa. Doctorul Oprescu era vicepreședintele comisiei și am zis, bă, nu era normal să fie, nu, domnule, politic a fost PNL-ul, așa, PSD-ul vice. Deci, luau oameni cât de cât pregătiți, deci nu luau clientelă de asta chiar cum se face acum, hai să-i luăm pe fiecare și să-i băgăm la... Hai să-i aciumăm aici lângă noi. Nu, e într-adevăr. Legislația este foarte proastă. Adică au adus consilier ca să-ți iau o scamă, ca să scrie pe Facebook. Păi, în răspunsul prefecturii la una din sesizările mele, mi-au și scris ce fac consilierii. Și eu am scris primării, domnule, la ce mi-a scris acolo că trebuie să fac un consilier personal, eu i-aș concedia pe loc. Deci nimic, mai ales pentru banii aia. Dacă vreți, o să vă trimit răspunsul să-l citiți. Da. Doamna Laura David, în afară de salarii, angajările produc și alte costuri pentru achiziționarea unor laptopuri, imprimante, piese de mobilier, servicii de internet. De asta nu mai vorbim. De asta nu mai vorbim, că este o altă business. Dar știți, noi vorbim acum, să știți că nu vorbim pentru neapărat pentru primăria Alexandru. Nu, vorbim în general. Noi vorbim de România reală la ora actuală. Asta e România reală și la țară și la oraș. Să nu se supere nimeni. Peste tot au venit fel de fel de oameni care la Gărcina... Viceprimar este un domn care lucra la Cinema City până mai așa. Și s-a închis cinemaul că a venit cu așa. Opa! Băi, nu se poate. Haideți nu să se vă poate. Mai spun una bună. Deci am răs cu lacrimi. Deci, din păcate nu... Da, vă rog. S-au prevăzut 40.000 de lei pentru consumul de energie electrică a camerelor de luat vederi din comună. 40.000 de lei. 400 de milioane camerele. Deci, mai au și... pe cuvântul meu, un gater consumă mai puțin. Și discutăm de un gater. Pe an? Asta e bătaie de joc. Deci îi făcut bugetul și numai de dragul. Toți banii trebuie consumați, știi? Știu, dar asta e justificarea. Aia nu că îi putem schimba oricând, bă, nene, dar păi de-aia nu se face nimic, că tu prevezi sumea iurea. Păi nu, dar nu faci nimic, de fapt, ei de aici, de fapt, stai cu mâinile, mai luăm un calculator, că mai angajat nu știu cine, am plecat antecolo, venim mai să mai luăm nu știu. Deci, din păcate, nu există interes pentru transparentizare. Aici puteți să o mai spuneți o dată. Nu există interes. Ați văzut și ieri în
conferința de presă, eu am spus, băi, deci ce au spus ăia ieri nu mă interesează. Mie trebuia să-mi spună un lucru clar, da? De unde sau cine erau cei care primeau da, de la păstrăvăria respectivă hârzoabe și alte cele. Da. Despre ce vorbim? Îmi spuneți mie că... Da, pe prima pagina site-ului primăriei se publică anunțuri de angajare din partea unor firme private în timp ce... Da, cum adică? Da, așa bine. Din comună? Nu știu, nu musai din Alexandru cel Bun, chiar și din comunele. Băi, aici nu zic că e rău. Acum nu știu că ar fi chiar foarte rău și asta. Nu e rău, dar, nu. Dar când eu îți cer să-mi publici un contract, așa spune legea, de ce îmi refuz? A, pe prima pagină pe prima niște privat. Așa, și bugetul punem la ascuns, trebuie să deschizi, nu știu cât Da, așa este. Iată, bugetul 2021 a fost publicat pe sub pagină, în anul 2020 poate trece neobservat de cetățeni. Da. Așa este. Este de fiecare dată oamenii n-au răbdare să stea, să caute, să se uite, să se... Deci tot bugetul a fost aprobat cu un singur amendament unui consilier în privința demolării și refacerii unei școli din Vișoara. Nu știu, n-am văzut școala, nu știu care e situația acolo. Eu nu sunt de acord cu demolarea a tot ce se poate. Eu sunt de acord să le facem. Este grădinița aia, doar o știți, care chiar la intrare în Vișoarea, după un magazin, pe dreapta, grădinița veche. Da. Aia s-ar putea face acolo expoziții, de exemplu, de pictură, de doamnei Baroi, care acolo... Da, adică... Dar nu se vrea. Eu știu că nu sunt a noastră. Sunt în patrimoniul comunii, dar sunt al Ministerului Învățământ. Dar sunt lăsate în paragină și astea trebuie făcut ceva cu ele. Da. Aia e o casă model, bă, s-o vadă, că e și la drum, vede toată lumea. Bă, refă-o și-o spune, e și monumentul ăla, ostașul, să nu știu cum e monumentul ăla acolo, în spate e o paraci. Dar aia cred că n-a mai fost deschisă de... Da, eu înțeleg, nu sunt copii, vă dați seama, 12 copii într-un an. Dar acolo se poate face acolo ceva. Acolo se poate, faci un club, adun copiii, preotul din sat, adun acolo. Un muzeu al satului, exact, o ceva, e la medere. Etnografic. Etnografic, da, o chestie, nu, o casă. Reprezentativă, nu da. Nu mai știu o declarație de administrație, pe mine nu mă interesează școala. Așa a fost. Pe scările inspectoratul școlar, asta s-a întâmplat. Dar să știți că primarul Rotaru a fost interesat de școală, adică în domeniul școlii... Deci, să vă spun eu cum e cu școala aia, toată lumea are impresia asta, dar nu e așa. Școala nouă din Vaduri a fost începută de primarul Pantelimon Roșu și a fost terminată în mandatul domnului Rotaru. Da, și școala... Dar aș vrea să discutăm după ce citim și raportul Curții de Conturi vis-a-vis de construcția aia. Da? Și după aia mai vedem... Implicarea. Da, doamna Oana Tihenea, important e ca acești consilieri personal să fie o valoare adăugată. Aș fi interesat exact. Cum e în Belgia. Poate dumneavoastră cunoașteți mai bine cum e în Belgia, că dumneavoastră ne urmăriți din Belgia. Totuși sunt și 210. Aici, dacă s-ar fi vrut să se dea o lege clară, domnule, nu ai voie să ții un consilier pe probleme economice decât un domn care are studii, sau o persoană, nu un domn, o persoană care are studii în domeniul respectiv. Da. Nu neapărat... Și nu mai vreau să discutăm de latura morală a acestor angajări. Știți foarte bine că sunt persoane care au sau au avut probleme cu legea. Și sunt aduse pe post de consilieri și administratori publici. Eu n-am ocolim. O problemă, probabil da. Omul este capabil, dar totuși moral, dar eu n-aș veni până... Dar chiar să nu vadă nimeni, domnule, până, apropo de eu până nu mi-aș rezolva treburile, n-aș veni. Da. Nu pot să mă expun de public când eu știu băi, că... Haideți, bă, frate, să vedem că sunt niște probleme în zona asta de consiliu, dar nu vrea nici partidul X, nici partidul Z, iar USR-ul, hai să fim serioși, USR-ul mai are de mâncat fasole până când va ajunge la guvernare. Multă. Hai să fim serioși, că la ora actuală, guvernarea în România, eu mă refer la, nu la București, mă refer prin țară, o face PSD-ul și PNL-ul. Ăștia sunt la guvernare. Bine, și cu pro-România, cu așa, dar ăștia conduc România la ora actuală, hai să fim serioși. USR-ul e pe din afară. Da, că avem noi impresia că au câteva ministere, că fac, că de fapt, mă lasă, până nu conduci în teritoriu, în consilii județene, în primării, până nu ai acolo o armată de primari să contezi, nici nu intrăm la așa. Și eu m-am întrebat totuși cu ce realizări se poate lăuda nou administratorul public al comunei ACB, știind că a ocupat de-a lungul timpului diverse funcții în diverse instituții publice, dar la capitolul realizări nu știm ce a marcat, nimeni nu s-a deranjat să vorbească despre acest aspect. Poate într-o zi se va deranja cineva și va începe să se uite în urmă, să vadă ce a făcut, pe unde a fost fiecare. Băi, nu se poate așa ceva să plătească poporul ăsta oale sparte la infinit pe greșelile lor.
Nu se poate. Adică totuși, hai să ne... Să ne... Consiliere personal de anul trecut au devenit între timp funcționari publici, da, încă o șmecherie. Așa, au trecut cu brio concursul organizat cu dedicație. Și nimeni nu vede, și nimeni nu se sesizează, și nimeni nu-i... Păi noi ne-am sesizat, dar am devenit oile negre ale persoana satului. Persoana non grata în comună, m-am fost făcut și legionar, dar îi lasă pace. Legionar? Dacă, da. Da. Domnul Ilian Luca, primarul mai avea și opțiunea de a-și lua un consilier onorific fără să fie retribuit. A, nu, asta e bătaie. Mă duc eu, personal. Dacă deci, vrea asta, eu mă duc, fără onorific, dacă vrea. Da. Serios. Vă dedicați... Dar cu jumătate din urmă, că nu pot mai mult. Adică patru ore, că restul mai am și eu. Da, da, da. Domnul Radu Costel de la Dragomirește, Hristos a înviat la Dragomirești, consilierii PNL la Dragomirești, consilierii PNL au votat să nu se mai filmeze ședințele de cele. Păi da, asta e ilegal. Deci este din ilegal. Din punctul meu de vedere este ilegal. Domnule, dacă te duci într-o bancă, dar legea este cameră? Nu scrie nu, legea. Este cameră? Da. Când te duci într-o instituție, este cameră? Păi spune, domnule, eu nu vreau să intru, ferească Dumnezeu, în bancă, să nu cumva să mă filmeze. Să nu cumva... Păi nu intrăm nici la mall. Ai nu cameră. Nu intrăm la mall. Da. Deci oamenii ăștia chiar nu realizează că noi am ajuns în... Ce au așa de... Băi, ce au? Au aur pe sub masă, numără... ceva ce nu trebuie să fie văzut. Deci și te doare mintea. Mă uit. Ori prostia lor să nu se să nu da, deverseze da. Pe online. Nu, dar vorba unui primar cu anistia, domnule. Au ceva de ascuns. Consilierii vin pentru indemnizația aia. Mi-a spus cineva clar. Un primar cu care mai discut. Deci mi-a spus, domnule, 99% vin doar pentru indemnizația aia. Atât. Tata, să rămână domn primar. Ca să vă spun și povestea cu adresa din mail. Care chiar este... a fost dat afară un cetățean care filma. Nu se poate așa ceva. Nu, asta e ilegal. Trebuie dat. Băi, mă dai afară dacă vin să filmez la tine acasă. Da, da, proprietatea privată este altceva. Intru la tine în curte și filmez intimitatea ta. Dar atâta timp cât nu te obligă nimeni să fii primar, să fii consilier, să lucrezi la primărie, să lucrezi... Păi dacă ți-ai asumat să lucrezi pentru cetățean, vrei să fii o... Păi voi vreți numai banii? Voi vreți numai parale și la revedere după aia să ne... Păi, apropo de adresa de mail, un alt exemplu care, în care nu se dorește, de fapt, în care activitatea consilierilor este zero. Deci, nici până în ziua de azi primăria nici măcar nu are un domeniu al ei, care costă 12 euro pe an, să-ți iei un domeniu pe acb.ro. Online? Da? Online. Dar atât costă. Este o sumă infimă, vă dați seama. Și să creez niște adrese de mail consilierilor, că este anormal ca adresa mea personală să fie folosită la primărie. Nu sunt de acord cu asta. Dar unii s-au revoltat că au primit pe adresa personală. Băi, nene, dar tu ai comunicat-o. Știți că am vorbit la emisiunea precedentă, când ați fost ori dumneavoastră, ori cu doamna Laura David. Și am vorbit cu domnul care face site-uri, care se pricepe și a zis, domnule, site-uri din 1990. Doamna. Da. Deci făcute pur și simplu așa. Păi dacă avem oameni care au creat platforme digitale, îi avem în Piatra Neamț, oameni care de ce nu-i căutăm? De ce? Și oamenii nu cer niciun ban. Îți implementează proiectul de digitalizare gratuit. De ce nu vrem să dăm? Pentru că nu ne interesează să facem cetățeanului o... Fiindcă, într-adevăr, eu sunt de acord, costă, dar costă doar la început, când îl concepi. După aia se poate desemna o persoană din primărie, să nu mi se spună mie că n-au timp, care se ocupe de postat o hotărâre, postat un anunț, de modificări, de... Nu-ți cere nimeni bani pe aia. Vă dați seama, eu, ca dacă fac un site la un magazin, nu pot să vin, să-ți schimb în fiecare zi prețurile sau să adaug eu produse. Ți le faci singur. Eu ți-am creat site-ul, dar... logistica o faci tu. Ce se întâmplă cu drumul acesta de la Vaduri spre Agârcia? Este o jale. Este eu o jale. A scris am văzut asta. Eu am spus chiar și primarul într-o discuție. Păi vezi că are găuri cu drumul ăla și nu știu. Drumul aparține, este făcut de Consiliul Județean în proporție de 98%, cred. Ca și contribuții financiare. Contribuția financiară. Iar primăria Alexandru cel Bun a contribuit doar cu 80.000 de lei pentru niște proiectări și nu știu ce. Într-adevăr, este făcut prost.
Dar eu zic că e unul dintre cele mai bune drumuri din comun, cu excepția celui de la Bisericani, care... Nu, dar eu mă refer și la zona de Rigole. Exact, alea că... nu sunt terminate, sunt lucrurile care nu sunt terminate. Aha. Promisiunea este că până în iunie se vor face, fiindcă oamenii au încropit ce au putut acolo. Au pus lemne, scânduri, bușteni, ca să poată trece cu mașina în curte. S-a văzut că au încercat să lucreze cât mai ieftin posibil. S-a turnat în decembrie când era ger asfalt, deci asfaltul nu cădea din mașină. Atât de înghețat ajungea. Vă dați seama cum să țină ăla. Normal că s-a găurit. O trebuie refăcută. Acum vă rog frumos, toți suntem... Deci oamenii n-au venit că nu mai e așa. Deci reclamația asta nu ne aparține celor patru care ne luptăm cu pe aia. Vreau să spun în direct să știe toată lumea că sigur așa va ieși. Iar ai reclamat la DNA și nu? Eu am reclamat la DNA, dar alte probleme. Asta cu drumul chiar nu... Și drumul culmea trece pe fața proprietății mele, deci îl știu. Deocamdată, până nu-i gata total și până asta... Nu sunt eu abilitat să comentez. Eu atât am semnalat. Eu nu zic că nu meritau și oamenii din Acărcia. Majoritatea oameni în vârstă, oameni, da? Că nu meritau și un podeț, mai acătare, un... Ce e interesant, că drumul ăsta se face cam din 8 în 8 ani. Deci eu vin în comuna asta din 1990, așa ca venetic. Și am văzut niște schimbări. Adică totul, eu am venit când nici măcar nu era asfalt. Pe drumul de la asfaltul drum. Are 10 ani. Așa, s-a început așa. S-a betonat drumul când era vestit a firmei Servcom Album. Un an, doi, că după aia la revedere. Eu consider că toate s-au încurcat cu Aquapark, cu problemele acolo. Acolo e clar moartea Servcom Album. Iar acest drum, din 8 în 8 ani, se tot face. Prima oară s-a asfaltat în modul cel mai mizerabil, că așa se face, la înainte de alegeri. Dar totuși e bun dacă după din 8 aia s-a 8 betonat, ani. Da, dar apare, nu știu, drumul ăsta parcă prea des. Păi, dar hai să-l facem o dată și gata. Pentru 5 ani are garanție acum, vă dați seama. El n-ar trebui să, da, dacă n-ar trece și, transportul greu, și m-a mai deranjat noi, o chestie de vis-a-vis de investițiile în sat, că s-a renunțat la canalizare. La ultima ședință s-a spus că nu se mai face canalizare în Vaduri, Vădurele și Agârcia Parc, sau Vișoara. Canalizare, niște, vorbim de... Care era mult trâmbițată și, dacă vă uitați la campanii și acum, și acum 4 ani, așa, facem canalizare. Știi că lumea nu înțeleg canalizare, și aici e o șmecherie, canalizare, poate fi și zona aia de canal betonat, dar e și canalizarea aia care... apele pluviale, nu. Ne referim la canalizarea în sine, de apă menajeră, da? Una e pluvială, una e menajeră. Acum deodată nu se face, dar în schimb suntem foarte mândri că reușim la Bisericani să aducem 10 milioane de euro ca să facem un clădire de radioterapie și spital de talie mondială. Deci acolo se găsesc 10 milioane de euro bătând din palmi. Căminul cultural din Vădurele? Da, căminul cultural din Vădurele chiar în sat, în stânga, spre Secu. Lângă... La mijlocul drumului, cum ar veni. Cum în stânga? În dreapta? Deci de la biserică faceți dreapta spre Secu, dar el e pe partea stângă. Am înțeles, da. Tot așa, eu ridicând problema asta, după ședință m-a chemat domnul Rotaru în birou și mi-a arătat proiectul la noua, nu e ala de pe site care e prezentat cu sole și trâmbițe. Eu le-am cerut, că a spus că nu mai reprezint clădirea siguranță, că s-a făcut, le-am cerut expertiza, mi-a răspuns de vreo două ori că nu este, că e pe la București, că da, de parcă sunt copil, s-a făcut într-un singur exemplar și a dispărut. Și am văzut nou proiect. Acum, când se va face, probabil că nu o să vină minimatele programe. Alea de la redresare și... COIM, PNRR, COIM așa se cheamă, să știți, nu programele. PNRR sau ce așteaptă domnul Rotaru, dar nu știu când. I-am zis, domnule, da, să nu rămână tot în stadiu de proiect. Că așa, clădirea arată bine, e altfel compartimentată. Da. Cristian Fodor, cetățenii de pe strada Mali, spre Agăci, pe asta vorbeam, cu podețuri nefăcute de atâtea luni, dar tot se promite că se fac. Da. Asta e de când lumea. Promitem. Asta în două zile terminau, dacă erau băiesarnici. Eu nu știu... Aici eu consider că și vine administrației că nu pune presiune pe constructor. Nu poți să-mi spui că mi-ai cerut amânare până iunie și să vii când? Pe 29 iunie să faci până pe 30 iunie? Sau cum? E cald, e destulă perioadă. E adevărat, până în decembrie am mai ținut vremea. A mai fost ploaie, a mai fost umezeală, că am fost și eu pe acolo, am stat. După aia a venit iarna. Vis-a-vis de mine a turnat beton și a plouat, deci totul e... Ăla se va măcina urgent. Uh-huh. El a fost spalat, se vede. Da. Da? Dacă o să recepționeze așa, o să răspundă cei care recepționează lucrările. Deși
am constatat că aici nimeni nu răspunde. Cel puțin în primăria asta, nimeni nu răspunde de lucrările prost făcute sau nefăcute. Sunt lucrări care, eu mă uit pe niște devizii, nu prea cred că sunt. Asta e o altă mirare a mea. Cum să nu... cum să plătești lucrări? Ați citit, ați găsit adesea prin rapoartele curților de cont, curții de conturi, lucrări neefectuate. Și am zis, bă, da, cum e posibil așa ceva să nu efectuezi lucrări și totuși să-i plătești lui ăla? Deci așa ceva nu consider. Adică cum ai plătit la magazin și să spui, da, nu vreau să iau borcanul ăla de castraveți, nu vreau să iau pâinea asta, eu o plătesc, vreau eu. Este o practică care se face peste tot, aproape peste tot. Eu zic, deci asta mie mi se pare cea mai fragrantă, deci înseamnă că ai o problemă. Problema ar fi una asta și a doua că nu se mai face nimic. Deci curtea de conturi constată, scrie și atât. Păi se da, pune punct și la revedere. S-au tăiat aripile. Deci atunci înainte, pentru ce mai ținem instituția înainte asta? Înainte curtea de conturi spune așa, băi nenea, ți-am făcut domnul așa, mă duc să-l duc în instanță. Treaba mea este... terminat. Mergeți, judecați-vă, deci, găsiți... Primăria Alexandru Cel Bun avea termen stabilit de Curtea de Conturi pentru 30 iulie 2020 să angajeze auditor. Intern. Că ești obligat prin lege. Nici până azi nu s-a făcut, dar în schimb avem 3 consilieri, administrator public, încă 2 funcționare angajate prin concurs. Da. Pe final, un minut, ce se întâmplă cu asta, cu Aquaparcul? Nu știu, este investiții private, nu-i problema mea. Fiecare închide și deschide când vrea. Aha. Nu pot să zic nimic. Se fac angajări? Probabil bucătari. Am văzut că se vehiculează deschiderea piscinilor interioare, deci în ideea în care se va deschide și aquaparcul, să fie deschis și hotelul. Singurul lucru de pe anunț care mă deranjează este gramatica care lipsește cu desăvârșire și peisajul minunat în care e încadrat. Aș vrea să mergem împreună, să facem niște filmare. Deci încadrat într-un peisaj minunat, avem un mediu de lucru plăcut, unde totul este nou. Iar mediul de lucru plăcut, o echipă de muncă. Atâta timp cât tu n-ai deschis niciodată, cum să fii? De unde știi că e mediul de lucru plăcut? O secundă. Anunț. Da. Nu mai zic de greșelile gramaticale. 3 bucătari, 3 ospătari, un recepționer, așa, dacă doriți să vă angajați. Dacă doriți. Așa scrie. Dacă crezi că ți-ar plăcea să lucrezi. Sună bine, nu? Da. Așa, în funcție de experiența remarcată în domeniu. O să vă trimit să vedeți niște răspunsuri de la primărie către mine, să vedeți acolo ce... Cred că mă gândesc să scriu o carticică, mic. Veți mai continua sau vă lăsați? Da, de ce să mă las? A început să fie distractiv. Nu, dar v-am zis, adevărul că... Aroganța și atitudinea asta de dispreț față de cetățeni, minim face să mă lupt și mai tare cu ei. Bă, întărâtă. Câteodată am senzația asta, bă, nu m-am bat capul când am cu cine. Dar mă deranjează mai mult lipsa de implicare a cetățenilor din comună. Toți sunt mulțumiți. Da. Toți sunt mulțumiți. Eu încă o dată spun. Dar nici nu vrea. Haideți, domnule, să încercăm să schimbăm ceva. De ce nu încercăm? Nu, haideți să lăsăm tot pe asta, că dacă vine altul fură mai mult. A, deci tu știi că fură, dar lăsăm în continuare. Că asta e mentalitatea. Dar ați încercat să schimbați? Haideți să vedem 4 ani ce se întâmplă. Îi pierdem sau îi câștigăm? Altceva nu se poate întâmpla. Da, e mult de lucrat. Deci 30 de ani au fost prea puțin ca să schimbăm ceva în democrație. Dreptate. Cum îi spun că au murit? 50 de ani va dura până scăpăm de comunism. No, va dura mai mult. Va dura mai mult. Brucan? Brucan. A fost așa, o glumă. Nu, va dura mult mai mult pentru că, uite, oamenii decât să lupte, preferă să plece din țară, să abandoneze. Vedeți? Asta e. Eu continui să-i apreciez pe oamenii care duc bătălia asta în spațiu civic. E o bătălie, e foarte greu. Uitați-vă și la Iași, la cei de la care se bat pentru autostradă și mulți am văzut alții că e demarat proiectul pentru autostrada 8. Sperăm că se va face. Da, nu vreau să-i văd pe politicieni că își bagă și capul în tablou, cum băga doamna, știți că era tablou ăla de zile. Asta nu... Nu. Dar pentru că dacă noi mai rămâneam și stăteam și așteptam politicienii să facă, citeam doamna Gregoriana Bivolar o cheamă, care a fost
n-a reușit să intre europarlamentar, a fost susținută de asociațiile acestea de la Iași. A spus, domnule, Moldova este cu un picior în groapă. 3,5 milioane de oameni ai muncii au plecat din zona asta. În continuare stăm și ne mai uităm pe pereți să vedem când se hotărăsc onor ei să... Nu, deci e prea exact, târziu. E acum prea târziu. Vă mai spun și cu asta închei o remarcă a unui consilier la ultima ședință care s-a întors spre mine și mi-a zis, lăsați-ne să facem politică. Eu nu înțeleg. Politica se face egal cu administrație? Eu nu cred asta. Știți că a fost și o replică de la fotbal? Explicați-mi lăsați-ne să ne pregătim pentru Champions League. Exact. Deci cam așa o asimilez, da? Nu, noi glumim, nu. Trebuie să înțeleagă toată lumea. Deci am rămas, pe ce legătură are? Nu trăim în, cum să spun, pe privat. Nu trăim în România privată a lor. Noi trăim într-o România care este și a noastră și a copiilor noștri. A trebuit să înțeleagă că nu suntem pe plantația lor, nu suntem în curtea lor, nu cerem din asta o grada să, lor asta să ni se spună, domnule, ce ai acolo în curte. Nu, noi cerem drepturile noastre. Transparentizarea. Nu m-am dus la ședințe să transform acolo într-un câmp de luptă toată ședința aia. Nu m-am dus pentru asta. Dar așa s-a perceput și așa se transmite celorlalți. Da. Eu vă mulțumesc pentru prezența la emisiune. Domnul Viorel Ene, un luptător civic, îl numesc eu, cu toate că este un om foarte liniștit, un om la locul domniei sale. Așa trebuie procedat. Așa trebuie să fim, stimați telespectatori, oriunde și oricând. Nu treceți pe lângă o nelegiuire fără să o amendați. Fără să, trecând și închizând ochii și închizând gura, mâine o să închidem ochii la altele și la altele și la altele și va fi mult mai greu să schimbăm situația. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și dumneavoastră! Mulțumesc toate cele bune! O zi bună! La revedere! O zi bună!